Bine v-am găsit la Academia de Sănătate, o emisiune realizată de profesorul Irinel Popescu și Val Vâlcu în platou, alături de domnul profesor Horațiu Moldovan, noutăți în chirurgia cordului și a vaselor mari, sau mai precis, cum putem înlocui chirurgia cu clasică în zilele noastre, cu dispozitive moderne, cu tehnici, tehnologii avansate. Aș permite din capul locului să fac o precizare, că denumirea specialității chirurgia cordului și a vaselor mari este puțin desuetă, deoarece ea nu se referă numai la vase mari, ci coboară până la vase periferice, înglobând practic două subspecialități, chirurgie cardiacă și chirurgie vasculară. Deci în România există și chirurgie vasculară separată, ca și în Europa. Această specialitate chirurgicală este cea mai tânără din toate specialitățile chirurgicale care au apărut în istoria dezvoltării medicinei și a chirurgiei în general, ultima, care s-a conturat în prima jumătate a secolului 20, dar s-a dezvoltat pe larg în a doua jumătate a secolului 20 și iată deja în primul sfert al secolului 21. Deși această specialitate este ultima care a apărut, s-a emis la un moment dat ipoteza și chiar îngrijorarea că va fi prima care va dispare. Pentru că în ciuda performanței ei tehnologice deosebite, lucrurile au evoluat pe direcții, să zicem, concurente și o parte din pacienții cu boli cardiovasculare în ultimii 50 de ani au devenit pacienți ai colegilor cardiologi. Și mă refer aici la tehnicile pornite de la radiologie, de la radiologia intervențională, așa numitele proceduri intervenționale, care vin să substituie anumite intervenții chirurgicale. Chirurgia deschisă, prin însăși esența ei, este o modalitate terapeutică care are o componentă traumatică, pentru că presupune pentru rezolvarea leziunilor deschiderea organismului pacientului sub anestezie generală de cele mai multe ori în specialitatea aceasta. Sigur, și există și posibilitatea de a utiliza alte tipuri de anestezie, dar în timp ce tehnicile de numite intervenționale care vin din radiologie permit un traumatism intrinsec al procedurilor mai limitat. Sunt mai confortabile pentru pacient, ca atare, sunt mai scurte ca durată, ca atare sunt preferate și din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă în zilele noastre, în acești ultimi 20-30 de ani, spre aceste tehnici soft, cât mai puțin invazive. Am să detailez un pic mai mult despre ce este vorba. Este vorba de un concept terapeutic în care organismul nu este deschis chirurgical și se pătrunde în interiorul arborelui vascular, prin interiorul arterelor și venelor, prin puncții, deci înțepături de ac, cum s-ar spune, care se realizează la nivelul vaselor periferice, așa numitele vase de acces, cum ar fi arterele femurale de la picior sau arterele radiale de la mână sau arterele brachiale, se pătrunde în lumenul, în interiorul vaselor, sub ecran radiologic, aceasta este toată cheia, și prin intermediul unor tuburi subțiri, denumite catetere, se introduc diferite dispozitive care permit realizarea unor proceduri inițial diagnostice, cum ar fi arteriografia, dar din ce în ce mai mult și terapeutice, cum sunt procedurile de dilatație și stentare vasculară sau implantul de dispozitive ca valve cardiace sau dispozitive care închid defecte, ocludere și așa mai departe. Această tehnică a fost inițiată, ca să zicem așa, în anii 70, în secolul 20, și este, să zicem,
primul pas a fost făcut de un chirurg cardiovascular care a inventat tehnica de dilatare arterială periferică. Numele lui era Andreas Grünzig și a realizat primele angioplastii periferice cu balon. Din păcate, acest domn a avut ghinionul să moară într-un accident de avion de tânăr și ca atare a întârziat un pic dezvoltarea acestei specialități în anii respectivi, dar 10 ani mai târziu au fost reluate tehnicele lui și de atunci încoace să dezvoltă prodigios. De obicei, specialiștii care au realizat aceste proceduri intervenționale au fost colegii noștri cardiologi, care au trecut de la o abordare terapeutică medicală, adică cu medicamente, exclusiv medicală, la această metodă intervențională, devenind din ce în ce mai eficienți. Totodată, colegii noștri radiologi, tehnice fiind proprii mecanismele de radiologie, au trecut și ei de la o abordare exclusiv diagnostică în ultima parte a secolului trecut, la această abordare terapeutică, devenind radiologi intervenționiști și realizând o serie de proceduri, nu numai în zona cardiovasculară, vasculară, dar și în zona cerebrală, așa s-a inventat neuroradiologia, în alte intervenții pe coloana vertebrală și chiar pe anumite organe interne, cum ar fi ficatul, să practică embolizări de tumori prin tehnici de radiologie intervențională. Această deschidere conturează practic o nouă abordare terapeutică în medicină. Ultima specialitate care pășește pe acest drum este chirurgia cardiovasculară, care trece de la tehnicele exclusiv chirurgicale deschise la aceste proceduri denumite intervenționale. Și în acest mod s-au pus la punct soluții terapeutice, de exemplu, de a înlocui valve cardiace fără a deschide pacientul, fără a realiza operații chirurgicale clasice. Câteva explicații pentru a înlocui o valvă, valva fiind o structură în interiorul inimii, o structură intracardiacă, este evident nevoie de a deschide toracele pacientului. Mai mult decât de a deschide toracele, este nevoie de a opri inima. Trebuie, pentru a menține organismul în viață, trebuie utilizată o tehnologie denumită circulație extracorporală, foarte bine pusă la punct, cu o istorie veche, cu siguranță foarte mare, dar totuși este vorba de o tehnologie care e profund nefiziologică, chiar are un caracter traumatizant față de organismul pacientului și o alternativă mult mai apropiată de fiziologie, mult mai naturală, se impune pas cu pas. Iată deci că începând cu anul 2002, pentru a înlocui, de exemplu, o valvă aortică, în cazul în care aceasta este bolnavă, nu mai este neapărat nevoie nici să deschidem toracele pacientului, nici să oprim inima pacientului. Este posibil să intrăm în arborele vascular, în artera aortă, printr-o arteră periferică, de obicei de la picior, artera femurală, care se puncționează, și sub ecranul radiologic, printr-un tubuleț, care se numește cateter, se poate pătrunde în valva aortică în care se expandează o proteză. Ce înseamnă să expandează o proteză? Înseamnă că o valvă artificială, de obicei confecționată din pericard de vițel, care este compactată în ea însăși, se desface umflând-o cu un balon. O comparație foarte sugestivă pentru publicul larg, mecanismul este asemănător cum deschidem o umbrelă pe care o scoatem din toc. Umbrelă închisă, e băgată într-o hăinuță, un toc care se retrage de pe ea, acesta ar fi cateterul, și printr-un mecanism interior, prin umflarea unui balon, valva se expandează, sigur, la dimensiunea valvei aortice. Astfel, boala valvei aortice este rezolvată fără a face compromisul chirurgical. Metoda e foarte mult popularizată, este cunoscută sub denumirea prescurtată de TAVI, Transaortic Valve Implantation, în engleză. Este o metodă care a fost inventată de un cardiolog la începutul secolului acesta, în anul 2002 s-a făcut prima implantare, un cardiolog denumit Alain Cribier, care din păcate ne-a părăsit, a murit chiar anul acesta în februarie, dar care ne-a făcut onoarea să participe la un congres în România în urmă cu un an. Și de la această invenție excepțională s-a deschis un câmp extrem de larg, s-au realizat în lume 3 milioane de implantări de valve aortice percutane.
metoda s-a extins și mai mult, a excedat valva aortică și s-a trecut și la valva mitrală, existând posibilitatea de a implanta dispozitive în anumite condiții și în valva mitrală și și în valva tricuspidă. Există de asemenea un domeniu larg de patologie cunoscut în domeniul bolilor congenitale, așa numitele defecte septale. Sunt pacienți, de regulă copii sau tineri, dar pot fi și adulți în situația în care sunt neglijați, care se nasc cu comunicări la nivelul septului interatrial sau interventricular, comunicări anormale între cavitățile cardiace. Sunt defecte congenitale care în ultimii 60 de ani au fost obiectul exclusiv al chirurgiei, al chirurgiei pe cor deschis. Astăzi, până această tehnică de cardiologie intervențională sau de radiologie intervențională, s-a creat posibilitatea de a aborda aceste defecte tot intervențional și a le închide cu dispozitive denumite, să zicem așa, folcloric, umbreluțe. Sunt niște dispozitive, ocludere, care se introduc tot printr-un cateter, tot printr-o teacă, se deschid și se cuplează în interiorul inimii, închizând aceste defecte și rezolvând defectul congenital al pacientului respectiv, fără a-i deschide toracele, fără a-i opri inima. Toate aceste proceduri, în plină expansiune, conturează un domeniu larg care se numește domeniul procedurilor cardiostructurale. Ei bine, în țara noastră aceste proceduri au apărut în urmă cu 15 ani, au fost dezvoltate și se dezvoltă din ce în ce mai mult în zilele noastre. Asta era și întrebarea, dacă sunt procedee care nu pot fi efectuate încă în România sau dacă suntem la zi, suntem sincron cu noutățile acestea tehnologice pe plan mondial? În principiu suntem în pas cu dezvoltarea internațională a acestor metode. Ele au apărut în România, într-adevăr, mai târziu decât au apărut în țările evoluate din punct de vedere economic, dezvoltate din punct de vedere economic, în primul rând datorită faptului că aceste dispozitive sunt foarte scumpe. O proteză valvulară care se implantează percutan costă peste 20.000 de euro. Și atunci a existat o dificultate în a implementa în țara noastră aceste tehnologii. Dar astăzi implantul de proteze valvulare prin cateter este suportat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate printr-un program național. Ca atare, procedeele au devenit mai accesibile. Prima dată aceste tehnici au cunoscut o dezvoltare în spitalele private, dar repede după debut ele s-au extins foarte mult și în spitalele publice. Aș face afirmația astăzi că practic în toate institutele de boli cardiovasculare din țară și în celelalte servicii mari de chirurgie cardiovasculară și cardiologie, metodele se implementează, se utilizează, se aplică fiind finanțate de un program național. Domnule profesor? Da, în primul rând aș vrea să-i salut pe ascultătorii și telespectatorii noștri dintr-o scurtă vacanță în Munții Carpați. La doilea rând aș vrea să spun legat de, a spus mai devreme profesorul Horațiu Moldovan, un lucru care ține deja de istoria medicinei. Într-adevăr, aceste tehnici, aici mă refer în mod particular la implantările de valve percutante, au fost considerate, atunci când au fost introduse, pe de o parte revoluționare, pe de altă parte ca un mare, mare, mare progres în istoria medicinei. În anul 2015, în calitate de președinte al Academiei de Științe Medicale, am condus delegația română la o întâlnire comună cu Academia Franceză de Medicină și una din cele două teme abordate de colegii francezi, deci atâta câtă importanță îi se dădea la vremea respectivă și se dă și acum, a fost prezentată chiar de profesorul Alain Cribier și anume introducerea unei valve aortice percutanat. Deci, între marile progrese ale medicinei contemporane se înscriu și aceste metode invazive unor afecțiuni cardiace. Acum, un lucru aș vrea să-l comentați și dumneavoastră, deci ca și în toate specialitățile și în specialitatea noastră există
dacă vreți, așa numite subspecializări, să le spunem. Pe de o parte, putem dezbate dacă, mă rog, chirurgia cardiacă și vasculară trebuie abordate separat. Probabil că da, ele deja sunt cumva cam două specialități în sine. Dar în cadrul chirurgiei cardiace, iată, se dezvoltă aceste subspecialități. Și ați menționat faptul că profesorul Cribie era cardiolog. În România, și mă întorc la întrebarea pusă de domnul Valvel, cu în ce măsură am dezvoltat și noi aceste tehnici, da, dezvoltate și în România, dar au fost dezvoltate mixt de către cardiologi, de către chirurgi cardiaci, poate și de către radiologi intervenționali. Și de aici presupun și aș vrea să comentați acest aspect că în viitor ele vor putea fi practicate de oricare dintre acești specialiști care parcurge etapele de pregătire, care trece printr-un proces de evaluare și certificare, deci care obține un certificat de competență în efectuarea acestor procedee. Într-adevăr, în România, dezvoltarea procedurilor cardiostructurare a avut această particularitate, fiind abordate atât de chirurgi cât și de cardiologi. Chiar mai mult, aș sublinia, au fost abordate în primul rând de chirurgi. Și este meritul profesorului Vlad Iliescu de la Institutul C.C. Iliescu de la Spitalul Fundeni, care a făcut programul național pentru implante de valve, a generat acest program de implante de valve transcateter, valve aortice transcateter, și l-a și dezvoltat foarte mult inițial la Spitalul, la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu de la Spitalul Fundeni. Ulterior, a promovat domnia sa această tehnică în toată țara, eu fiind unul dintre elevii dânsului în această problemă, și metoda s-a extins practic în toate institutele din România și în alte servicii. De asemenea, un lucru particular care aș vrea să îl precizez este că la nivel european, Societatea de Europeană de Cardiologie împreună cu Societatea Europeană de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică au elaborat un ghid în care este stipulată necesitatea de a face aceste proceduri în echipe mixte, adică atât decizia terapeutică, ce să facem cu pacientul, care este soluția cea mai bună pentru el, dar și tehnica în sală, implementarea, execuția tehnică, să fie realizată împreună de cardiolog și chirurg. De ce? Pentru că există manevre, posibile complicații, a căror rezolvare este în mâna cardiologului, cum ar fi, de exemplu, ocluzia unei artere coronare. Pe de altă parte, există complicații a căror rezolvare sunt în mâna chirurgului. Plecând de la complicațiile de acces, la locul de puncție pe unde se introduce, mai frecvente, până la complicațiile, sigur, locale, intracardiace, pot să necesite intervenții chirurgicale imediate. Ca atare, este rațională realizarea lor în echipe, împreună, cardiolog și chirurg, asta e realitatea europeană. Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România a formulat condițiile de acces ale institutelor la Programul Național pentru Finanțare și între aceste condiții, preluând indicațiile societăților europene, există stipulate necesitatea de a avea în echipă atât cardiolog cât și chirurg. În ceea ce ne privește, echipa de la Spitalul Clinic de Urgență București, de la Floreasca, pe care o coordonez eu, am urmat această rețetă, ca de altfel și la Institutul C.C. Iliescu, de a face împreună chirurgi și cardiologi în aceeași echipă aceste proceduri cardiostructurale. De altfel, clinica de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Floreasca, Spitalul Clinic de Urgență București, are în componența ei și cardiolog intervențional, astfel încât lucrurile să devină foarte facile. Metodele astea care se bazează proceduri cardiostructurale, metodele cardiostructurale necesită și existența unei
dotări specifice și aici vreau să mă refer la sările de operații hibride. E un nou concept care a apărut, care unește nu numai echipele, resursa umană, chirurgii cu cardiologii, dar trebuie să genereze și un teatru tehnologic comun, astfel încât sările de cateterism cardiac angiografie în care lucrau cardiologii se unesc cu sările de chirurgie într-un concept tehnologic unitar, nou, așa numită sală hibridă, care are și facilități de chirurgie și facilități intervenționale în același loc. Un pas important înainte, există în România săli hibride, dar într-un, să zicem așa, cu un caracter mai primitiv, mai la început, prin adaptarea sălilor care au existat înainte. Deci au fost montate aparate de angiografie, de obicei mobile, în săli de chirurgie. Există posibilități de acest gen și în spitalele publice și în spitalele private. Săli cu adevărat hibride urmează să fie și sunt în dezvoltare atât în Spitalul Floreasca, cât și în Spitalul Universitar, din câte știu, și în alte spitale. Mă refer la cele care au suprafețe foarte mari, care au posibilități de diagnostic intrachirurgical prin computer tomograf, care au angiografe specifice fixe de sală de operații și posibilități de chirurgie deschisă mergând până la circulație extracorporală. Pregătim să dezvoltăm acest lucru la Floreasca, dar știu că și celelalte clinici importante din București, încât știu la Universitar, se pregătesc pentru același lucru. Asta este direcția de dezvoltare în acest moment. Da, ați subliniat faptul că actorul principal, dacă vreți, în aceste terapii revoluționare este până la urmă pacientul și că pentru rezolvarea problemelor pacientului o echipă mixtă în care intră toți specialiștii pe care i-ați menționat, la rândul lor fiind subspecializați în domenii din ce în ce mai înguste și din ce în ce mai sofisticate, sunt împreună în acea sală de operație hibridă pentru a rezolva problema pacientului. Asta ne conduce la ideea că, și asta a fost de la bun început, chirurgia cardiacă, în special, a fost una dintre cele mai tehnologizate specialități medicale. De la început, fără o tehnologie avansată, nu se putea practica această specialitate. În context, aș vrea să vă rog să ne spuneți care mai este stadiul unei probleme de care știu că v-ați ocupat împreună cu profesorul Vasile Cândea și cu echipa din care făceați parte și pe care dânsul o conducea, și anume aceea a inimii artificiale. Într-adevăr, la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, în urmă cu 22 de ani, s-a implantat primul dispozitiv de asistare ventriculară mecanică din România, așa numitul cord artificial parțial. Este vorba de un dispozitiv mecanic care suplinește funcția unei camere a inimii, dar camerei principale, și anume a ventriculului stâng. În situația în care această cameră este disfuncțională, funcția ei nu mai este suficientă pentru a întreține viața organismului și organismul dezvoltă insuficiență cardiacă ireductibilă. Deci, dispozitive de asistență ventriculară mecanică au deja o istorie în România. S-au început, cum a precizat profesorul Irinel Popescu la Spitalul Fundeni, de o echipă condusă de profesorul Vasile Cândea la vremea respectivă, care a și realizat domnia sa prima implantare de acest dispozitiv în 2021. Aceste dispozitive au evoluat din punct de vedere, în primul rând, tehnologic. Și cea mai importantă evoluție a lor a constat în reducerea dimensiunilor, miniaturizarea lor. Înainte erau foarte mari, dispozitivele care s-au implantat atunci aveau dimensiuni importante și nu încăpeau în toracele omului, în toracele pacientului. Erau prea mari. Erau afară acolo. Nu, alea sunt alte tipuri de dispozitive, erau implantabile complet, dar în abdomen. Deci dimensiunea era așa de mare încât nu puteau fi implantate intratoracic și erau implantate în abdomen, conexiunile făcându-se transdiafragmatic. Este și motivul pentru care echipa noastră de atunci s-a intersectat cu profesorul Irinel Popescu, datorită unele dintre ele au generat niște complicații abdominale care au necesitat chirurgie abdominală avansată. Ulterior, prin evoluția tehnologică, ele au devenit din ce în ce mai mici,
mult mai mici, astfel încât astăzi pot fi implantate în cavitatea pericardică, lângă, chiar în, lângă inima naturală, sigur, facilitând mult din punct de vedere chirurgical operația de, de implementare, pe de o parte și reducând foarte mult rata de, de complicații. Este o evoluție importantă. Dispozitivele actuale, care nu mai au, să zicem așa, componente mecanice stricte, nu au rulmenți, nu au lagăre, folosesc principiul levitației magnetice, merg cu turbine, cu centrifuge, sunt foarte puțin traumatizante pentru sânge. Aceste dispozitive s-au implantat în continuare la Institutul C.C. Iliescu ulterior, după debutul făcut de profesorul Cândea atunci, și sigur s-au implantat și în alte institute din țară, și la Iași, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic de Urgență București la Floreasca. Cum este alimentat un astfel de dispozitiv și cât timp funcționează? Aceste dispozitive sunt comandate electric, iar pentru a funcționa este nevoie ca tegumentul pacientului, pielea, să fie străbătută de un conductor electric. E cel mai mare compromis al lor tehnic actual, care încă nu a fost depășit. Deci pentru ca să funcționeze aceste dispozitive, trebuie prin pielea pacientului să iasă un conductor electric. Această tranziție transtegumentară a unui corp străin, reprezentând evident o poartă de intrare pentru infecții și fiind limita, una din limitele importante ale acestor dispozitive. Nu există încă rezolvarea tehnologică astfel încât să implantăm un dispozitiv de asistență ventriculară mecanică care să nu trebuiască să fie alimentat în afară transcutanat prin piele. Pentru că, deși există posibilitatea transferului de energie fără conductori electrici, energia pe care o putem transmite e de maximum 10-15 W. Pentru că dacă transmitem o transcutanată energie mai mare de 15 W, ardem pielea, nu rezistă pielea naturală, pentru că cel care ne-a creat nu a avut în vedere această idee de a transporta energie pentru o inimă mecanică interioară. În altă perspectivă a lucrurilor, aceste dispozitive de asistență ventriculară mecanică, denumite iarăși folcloric inime artificiale parțiale, s-au dezvoltat în punct de vedere al complexității și au apărut inimi artificiale complete, așa numită inimă artificială totală, care înlocuiește complet cordul natural. Cordul natural se explantează, deci se renunță la el, se scoate, se explantează, se excizează din cavitatea pericardică și în locul lui se introduce acest dispozitiv mecanic care substituie integral funcția cardiacă. La nivel mondial există un număr de 10 de implantări cu cord artificial total, totuși un număr limitat, nu am făcut în România această procedură, iar rezultatele lui nu sunt încă cele optimale. În timp ce aceste dispozitive parțiale au devenit foarte performante și rezultatele lor sunt așa de bune încât reprezintă o alternativă la operația de transplant cardiac. Este o noutate cu care chirurgii care realizează aceste două proceduri, echipele de transplant și de implant de ventricular assist device, se confruntă cu o problemă, și anume, la pacientul cu insuficiență cardiacă ireductibilă, pentru a îl salva până primește un cord de transplant, ca punte, ca o soluție temporară, se implantează un dispozitiv de asistență ventriculară mecanică, care funcționează foarte bine. La un moment dat se găsește un donator, să ne pregătim să facem o operație de transplant și pacientul nu mai vrea. Pentru că este așa de bine, utilizând dispozitivul mecanic, încât nu mai putem convinge că este mai bine să-l transplantăm și să-l supunem unei mari operații, unei operații de transplant cardiac. Există această realitate cu care echipele se confruntă și chiar și noi, la Spitalul Floreasca, am avut asemenea experiență. Cât are cel mai vechi pacient? La nivel mondial, 14 ani de viață cu ventricular assist device, iar în experiența noastră la Spitalul Floreasca avem un pacient care are 3 ani și care e foarte bine. Nu știu despre celelalte experiențe din țară, de la Târgu Mureș și de la C.C. Iliescu, au și ei, desigur, comparabil, dacă nu mai mari. Domnule profesor?
Mai aș permite să vă întreb în context, în momentul de față sunteți președintele Asociației Române de Transplant, RomTransplant, și vă pregătiți să organizați un important congres european la București pe această temă. Iată însă, deci, transplantul cardiac a avut în România un impact foarte mare la început. Prima operație efectuată de doctorul Șervan Brădișteanu, împreună cu profesorul Radu Deac, la foarte scurt timp a debutat și programul de la Târgu Mureș și al profesorului Deac. Sunt operații care au avut un impact mare asupra dezvoltării transplantului în România. Acum ne găsim într-un moment de competiție cumva între această inimă artificială. De altfel, de la început, prognozele la primul organ care va putea fi confecționat artificial cumva va fi inima, pentru că e doar o pompă și atât, sigur, o pompă deosebit de complexă, de aia nici până acum nu s-a reușit să se confecționeze una care să fie, să îndeplinească toate cerințele, dar pe lângă celelalte organe s-a considerat că se pretează mai mult la ajunge în stadiul de a confecționa o inimă artificială. Și iată că nu suntem foarte departe. Între cele două linii, deci o inimă artificială care totală, care va putea fi implantată și va putea înlocui pe cea umană, și transplantul, dezvoltarea pe mai departe a transplantului cu organe, sigur, de la donatori umani sau de la animale modificate transgenic, că sunteți la curent și cu această linie dezvoltată în Statele Unite, s-au făcut cel puțin 4 sau 5 transplanturi cardiace anul ăsta cu inimi de la porc modificat transgenic. Către ce credeți că se va îndrepta medicina din punct de vedere al înlocuirii unei inimi care are nevoie să fie complet înlocuită? Este într-adevăr o problemă fundamentală. Ne găsim la o răscruce în dezvoltarea medicinei ca principiu. Până acum, dezvoltarea medicinei în general, după terapeutic, viza o soluție reparatorie. Deci, organele noastre care suferau diverse boli sunt conceptual tratate prin a le repara funcția, a face intervenții chirurgicale, proceduri intervenționale sau terapeutici medicamentoase care să le amelioreze sau corecteze funcția. Medicina de transplant vine cu un concept fundamental diferit de a înlocui organul bolnav, deci asemănător cu conceptul tehnic de a folosi o piesă de schimb sau chiar un ansamblu cu totul, deci un organ de schimb. Aici ne-am confruntat și e vorba de pionierii transplantului, s-au confruntat la sfârșitul secolului trecut de realitatea că cel care ne-a creat, ca să zic așa, nu s-a gândit la a furniza și piesele de schimb necesare organismului uman și reparării lui. Man is born without spare parts, spunea Christian Barnard, autorul primului transplant cardiac din lume. Omul nu s-a născut cu piese de schimb. Tehnologia a evoluat și astăzi suntem la o răscruce în care avem două oferte, aș spune, între ghilimele, din partea tehnologiei în ceea ce privește substituția organului inimă, cord. Pe de-o parte, transplantul transgenic, adică utilizarea unui cord de la un donator animal, iar pe de cealaltă parte, construcția unui inimi artificiale mecanice. Este greu de făcut în acest moment o evaluare cui aparține viitorul dintre aceste două direcții de dezvoltare. Dar este într-adevăr o răscruce conceptuală, o părere proprie din care reflectă comunicările și concluziile Congresului de la Atena de anul trecut a Societății Europene de Transplant de Organe Solide, European Society of Organ Transplantation, ar fi că ne îndreptăm spre transplantul transgenic mai mult, e mai aproape. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că putem prin inginerie genetică să modificăm genomul unui animal, să-l creștem, să-l generăm și să-l creștem în scopul de a-i recolta organele. Deci, geneticienii, ca să folosesc un termen, pentru că nu știu dacă sunt medici sau biologi, pot crește, pot genera un organism care să-l și dezvolte și de la care să recoltăm organele. Da, un cord recoltat de la un animal. În cazul cercetările de azi se fac pe porci. Are o durată de viață mai mică decât un cord. Într-adevăr, am să detailez și asta. În ceea ce privește
În vreme ce aceste aparate ar putea să funcționeze dacă... Sigur, nedefinit. Sunt și mult mai ieftine. Revenind la donatorul transgenic, cordul cel mai apropiat de cordul uman s-a dovedit a fi cordul de porc. Dimensiunile unui porc sunt apropiate de dimensiunile unui organism uman, deși majoritatea porcilor sunt mai mari decât organismele umane. Un porc are mai mult de 100 de kilograme în general, în medie, decât are un organism uman, are sub 100 de kilograme în medie. Ca atare, în modificarea genetică a cordului porcin, intervine și blocarea creșterii lui. Deci putem să intervenim prin chirurgie genetică în timpul de creștere al porcului pentru recoltare de organe. Sunt niște porci mai mici pe care îi construim special. Iar mai mult decât atât, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, și durata de viață poate fi modificată prin inginerie genetică și porcul poate fi programat ca să aibă o durată de viață comparabilă cu omul. Deși în chirurgia de transplant nu e nevoie de o durată de viață așa de lungă, pentru că nu survine la un organism uman la naștere, ci în evoluția lui la un moment dat, pe parcursul dezvoltării diverselor boli. Ca atare, un timp de viață comparabil cu timpul de viață uman, dar mai scurt, este suficient. Ceea ce mi se pare interesant și important să precizăm este că organul generat prin inginerie genetică este făcut la comandă, cu între ghilimele, custom made, pentru organismul receptor. Deci va dura o perioadă până este disponibil? Nu, îl putem alege. Deci avem o fermă în care avem porci transgenici și alegem matricea genetică care este cel mai ușor de adaptat la receptorul pe care îl avem. Deci e ca și cum am cumpărat un costum de haine făcut potrivit cu noi, cumva. L-am întrebat acum câțiva ani pe domnul academician Popescu de ce nu evoluează, sigur, transplant, ficatul tot probabil de la porc s-ar fi putut recolta de porcii aceștia modificat genetic și mi-a spus că conține retrovirusuri care se exprimă, domnule profesor, după transplant și atunci apare riscul de... Una din problemele xenotransplantului, da, e controlul acestor retrovirusuri și între modificările genetice care se fac sunt unele pentru a împiedica regentul hiperacut, care e cea mai severă complicație în cazul unui xenotransplant. Sunt altele pentru a compatibiliza cât mai mult donatorul cu primitorul, dar sunt modificări genetice menite să controleze posibilitatea și potențialul de transmitere a acestor retrovirusuri. Și au făcut, deci, progrese geneticieni, astfel încât da. Pentru că tot în urmă cu câțiva ani am văzut un articol, un studiu care miza pe aceste organe artificiale, o lua de sus până jos, omul bionic, ochiul este un, acum odată cu... Da, aș dori să mai fac o precizare și trecem și la organele artificiale. Cordul transgenic, cordul la porcul transgenic, din punct de vedere conceptual, este mai compatibil cu cordul, cu receptorul uman, decât cordul de la un donator uman. Pentru că transplantul clasic se folosește un donator uman de la care se moarte cerebrală, de la care se prelevează cordul, care se transplantează unui receptor, sigur studiat a fi compatibil din punct de vedere imunologic. Dacă fabricăm un genom specific receptorului, este șansa mai mare de a avea o compatibilitate perfectă, controlată, în raport cu un donator uman. Și din acest punct de vedere, dacă reușesc să mă fac înțeles, xenotransplantul are o perspectivă și mai bună. Dar costurile sunt mai mari, că va urma terapie pentru susținerea grefei, sigur, pentru evitarea imunosupresoare, da. Deci dispozitivul mecanic ar fi mai ieftin.
și dispozitivul mecanic necesită o susținere terapeutică importantă. Să nu uităm să trecem la dispozitivul mecanic. Problema dispozitivului mecanic cea mai importantă, amenunțat-o la începutul expunerii legate de dispozitivele de asistență, este transferul de energie. Deci chiar dacă îi punem un cord mecanic în pericard care funcționează, trebuie să-l alimentăm cu energie. În general, în principiu cu energie electrică. Deci încă nu am reușit să găsim o soluție de a transfera energie din afara organismului uman în interiorul organismului uman fără o soluție de continuitate fizică la nivelul tegumentului pentru a rezolva problema infecției. Trebuie să străpungă bariera tegumentului, care este o apărare naturală importantă, un conductor electric. Există studii, am arătat limitele lor, un cord complet artificial consumă cu atât mai multă energie decât un ventricul parțial și ca atare nu suntem încă în situația de a face acest lucru. Dar are alte avantaje cordul artificial, este absolut disponibil. Fiind o piesă mecanică, o găsim între ghilimele, o putem avea în raft, așa cum ai o proteză valvulară sau cum ai o proteză, o plasă abdominală. Sau... este un dispozitiv care poate fi cumpărat cu ușurință și poate fi stocat într-un spital ca să fie oricând la dispoziție. Deci este și aceasta o direcție de dezvoltare. Dacă vom reuși să transferăm energie prin piele, fără să se bată conductori electrici, un câmp de cercetare brusc se va deschide. Totuși, dispozitivele mecanice sunt mai puțin naturale, prin însăși conceptul lor. Cât de bine sunt făcute, cât de bine sunt compatibilizate, un conflict între materialul biologic, în special sângele, nu? Și globulele din sânge, celulele care alcătuiesc sângele și structura mecanică care conduce, care propulsează sângele, există. Cordul transgenic provenit de la un donator animal compatibil genetic e un cord natural și ca atare e mai aproape de dezideratul fiziologic. Nu trebuie să aibă suport energetic, are suport energetic natural, aparent. Astăzi, ca un răspuns preliminar, dar nu este tranșată problema, există o deschidere mai largă spre transplantul transgenic. De altfel, transplantul transgenic, în general, nu numai cardiac, referindu-ne la toate organele, este posibil să reprezinte următoarea revoluție în terapeutică și astfel toate patologiile să fie rezolvate într-o perspectivă prin transplant transgenic. Prin transplant renal, prin transplant putem rezolva insuficiența renală, prin transplant hepatic, toate hepatopatiile cronice cu insuficiență hepatică, de cel cardiac am vorbit, dar și putem rezolva diabetul transplantând pancreasul compatibil genetic. Suntem în acest moment al dezvoltării științei medicale în pragul acestei posibile revoluții. S-a făcut transplant de pancreas, nu? Profesorul Lucan a făcut primul astfel de transplant în România, deci este... Care e situația organelor pentru transplant? Domnule, în ceea ce mă privește, nu pot să mă refer decât... Mă refer numai la cord. Este numai despre acest transplant sunt la curent cu datele. În mod paradoxal, în România avem mai mulți donatori decât receptori pentru transplant cardiac, ceea ce este ceva nefiresc. Deci în toată lumea există mai mulți receptori care așteaptă și donatori și mai puțin donatori care pot furniza organe. În ceea ce privește problema asta în România, în mod paradoxal este invers. Adică avem o ofertă de organe de inimi care pot fi transplantate mai mare decât receptori la care să le implantăm. Anormal, invers decât în Europa, invers decât în toată lumea. Ca atare, România furnizează inimi către Eurotransplant. Mă rog, cu o anumită frecvență, n-aș putea să precizez exact raportul între ce transplantăm de noi. Ce este situația? Asta aș putea să spun și asta doresc să explic. Pentru că pacienții cu insuficiență cardiacă ireductibilă, pentru a fi candidați de transplant, necesită o evaluare cardiologică. Necesită, în primul rând, a fi recunoscuți ca fiind în insuficiență cardiacă ireductibilă, iar colegii care îi au în grijă, de obicei medici cardiologi din toată țara, să ia în calcul posibilitatea rezolvării acestei situații prin transplant cardiac și să îi pregătească în acest sens. E nevoie de anumite evaluări, de anumite teste, de anumite analize specifice care se pot face în anumite spitale, desigur nu în toate, astfel încât
receptorul să fie pregătit pentru ca să putem face o operație de transplant. Trebuie să explic un lucru cunoscut, să revin asupra un lucru foarte cunoscut, că donatorii apar brusc. Operația de transplant este operație de urgență. De ce? Pentru că este vorba de donatorul moarte cerebrală. Acest tip de transplant este în România folosit permanent, peste tot. Desigur, există și așa numitul donator în viață, dar numai la rinichi și ficat, nu e posibil la inimă. Deci este un donator în moarte cerebrală. Donatorul în moarte cerebrală se declară într-un moment și în următoarele ore, până la 12 ore, se realizează operația de prelevare. Deci, într-un interval relativ scurt, trebuie să ai la dispoziție receptorul, care trebuie să fie complet investigat pentru a realiza matching-ul între donator și receptor. Asta presupune ca colegii, rețeaua care pregătesc bolnavi de transplant, în general fiind realizată de colegii noștri cardiologi, să aibă pregătiți permanent pacienți de transplant de diverse grupe de sânge și de diverse dimensiuni. Pentru că matching-ul se realizează și între dimensiuni. Dimensiunea donatorului trebuie să fie proporțională cu dimensiunea primitorului. Acest lucru ține foarte mult de furnizarea de donatori potențial sau de receptor potențial sau chiar de receptor real din rețeaua de cardiologie în România. Nu reușim să facem foarte eficient, ca atare anumite inimi trebuie să meargă la eurotransplant. Nu le putem transplanta pe toate în România. Dar sigur, un număr dintre ele am reușit. Chiar mai mult decât atât, am realizat transplant cu cor de import. Cred că echipa noastră a făcut prima dată în România lucrul ăsta, să transplanteze cu cor de import din Bulgaria. Domnule academician, dacă vreți să puneți concluziile, ne presează timpul alocat emisiunii. Eu cred că trebuie să-i mulțumim profesorului Horațiu Moldovan pentru această discuție foarte interesantă și să-i spunem că îl mai așteptăm în emisiunea noastră. Da. Sunt onorat de această invitație, domnule profesor. Le mulțumim și telespectatorilor. La revedere! La revedere! Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.